Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în următoarele 4 săptămâni. În săptămâna 26 februarie-4 martie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice. Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sud-vestice, dar și deficitar în cele nordice, centrale și estice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval. În săptămâna 4-11 martie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele nordice, vestice și centrale. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în nordul Carpaților Oriental și în munții Banatului. În săptămâna 11-18 martie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. În săptămâna 18-25 martie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, cu posibilitatea unui ușor excedent în regiunile vestice.